acum seara oportunitatea să stabilește un. Altă întrebare. Domnule ministru, favorizarea infractorului se dezincriminează dacă fapta este săvârșită de un membru al familiei sau de un afin până la gradul 2? Da. Aceasta este o modificare. Da. Altă întrebare. De această modificare beneficiază președintele partidului dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea? Altă întrebare. Ce avize ați obținut pentru această ordonanță de urgență? La această ordonanță de urgență avem avize de la Ministerul de Externe și de la Ministerul de Interne. Atât. Și toate celelalte instituții din domeniul justiției, parchetele, DNA, DICOT... Poftiți, doamnă, parchetele aplică legea. Legea o face fie Parlamentul, fie Guvernul. Altă întrebare. Aș vrea să văd dacă am înțeles foarte bine. Favorizarea infractorului este incriminată dacă este vorba despre adoptarea de acte normative, corect? Da, doamnă. Deci în situația în care sunteți, ați fost acuzat de o astfel de faptă, chiar mai răspunde, corect? Iată, este preluat de la conflictul de interese, exact cum aliniatul 3 de la... Și în teorie. Eu v-am răspuns, doamnă. Altă întrebare, dacă aveți. Dacă dumneavoastră ați fi acuzat și acum nu se mai poate, da? Aveți altă întrebare. N-ați mai răspunde, corect? V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare. Da sau nu? Mi-o întrebare simplă, închisă, da sau nu? V-am răspuns, doamnă. Eu v-am răspuns. Altă întrebare. Adică v-ați făcut o lege ca să vă acoperiți pe dumneavoastră. Altă întrebare mai aveți? Domnule ministru, când va fi publicată în monitorul oficial? Nu știu, nu este treaba mea când va fi publicată în monitorul oficial. Cine știu că a făcut la toate aceste modificări? Nu, au venit aceste modificări, repet, au venit...